Apropo de alegeri, v-ați gândit vreodată cum ar fi să fiți președintele României? Nu m-am gândit eu personal. Există mulți oameni care m-au făcut să mă gândesc, care mi-au spus să mă gândesc la asta, care au spus că eu ar trebui să fiu președintele României. Nu cred că un om normal își poate dori, care înțelege responsabilitatea acestei funcții, se crede destul de pregătit pentru această funcție. Trebuie să ai un orgoliu nemăsurat. Mă aduc aminte, am citit o carte a unui mare strateg francez care a creat pe majoritatea celor din școala politică franceză și din școala de publicitate din Franța. El scria într-o carte de memorii pe care am citit-o în anii trecuți că s-a întâlnit cu președintele Emil Constantinescu înainte de a fi președinte. Și a făcut un fel de diagnostic și l-a întrebat pe președintele Constantinescu: domnule profesor, domnule rector, ai atâta voință de putere, ai energie peste măsură, ai dorința neapărată de a te umili în spațiu public, poți să accepti să-ți dispară viața personală pentru a te dedica cu totul poporului? Și dacă ai toate acestea, nu doar una dintre ele, atunci poți să fii președinte. Dacă nu ai, atunci este foarte greu. Și notează la sfârșit, președintele Constantinescu era un om bun, un intelectual foarte bun, dar nu avea aceste caracteristici din dorința de putere. Nu am o dorință de putere care să-mi justifice un sacrificiu total pentru aceste lucruri. De Dar altfel, dacă socialdemocrații vă vor propune ca și candidat al PSD la prezidențiale, veți refuza? noi avem o înțelegere și nimeni nu poate să refuze, dar avem o înțelegere care este foarte complicată la Partidul Social Democrat. Adică considerăm că este o luptă deschisă sau va fi o competiție internă. Vor trebui să treacă printr-o competiție în care vor fi mai mulți candidați în funcție de șansele fiecare, în funcție de tipul de personaj pe care o să-l creăm noi, pentru că noi vrem să mergem la următoarele alegeri cu un om și cu un program. N-ajunge să te duci cu un singur om. Ne-am păcălit cu o serie de oameni care au fost președinți în ultimii ani, pe care i-am creditat pe ei că pot să schimbe lumea, dar nu e adevărat. Un om singur nu trebuie creditat, indiferent cine ar fi acela. Trebuie să-i vezi programul și să-i vezi echipa și să poți să faci o triangulație între aceste trei personaje. Și sigur că aș putea să fac parte poate din competiția asta, aș putea să fac parte într-o echipă mai mare de genul acesta, însă nu m-am gândit că vreau să atac, să zicem așa, funcția prezidențială. Este un drum foarte lung pentru asta și un om normal nu și-l poate propune. Iar eu am și alte vise legate de scris, de citit, de Și de la proiectul Cotroceni meu. se pot îndeplini Nu știu dacă se pot aceste. îndeplini, dar oricum nu este actuală această dezbatere și vă spun un lucru foarte, așa, mai degrabă de cancan, dar e interesant pentru oameni, pentru presă. M-am uitat pe sondajele din ultimii ani, pentru că m-am făcut sondaje de 30 de ani aproape, și m-am uitat care erau candidații în zona presei. Cine credea presa că va fi candidat cu 3 ani înainte? Și ceea ce credeam cu 3 ani înainte nu s-a îndeplinit. Rare ori unul dintre 4 sau 5 candidați pe care îi credita presa a ajuns până la urmă să fie candidat în cursa finală. Foarte mulți candidați au fost Nimic nu iepuri, e exclus. foarte mulți candidați au murit pe drum, au fost uciși pe drum, li s-a terminat suflul. Deci noi mai așteptăm, nu ne grăbim la PSD, încă nu ne grăbim cu candidatul la Scena prezidențial. politică românească întotdeauna a fost o surpriză, Este mai ales înainte de alegeri. plină Deci de nu e surprize. exclus astfel de surprize.